tablou de automatizare, partea de protecție și de detecție foc, compresoare, automatizări. Ca separat, cealaltă avem efectiv rezervorul de soluție și partea de robinet cu diverse senzori de presiune, de deschidere, ce mai sunt aici. Din rezervorul de soluție, când dă drumul partea de comandă, dispeceratul, se deschide robinetul motorizat prin presiune cu compresorul din rezervorul de aer, cu presiune merge către duze, către horn. Avem diverse motoare care, în funcție de cum îi acționate în felul în care e necesar. Putem să facem probe ca să vedeți cum funcționează fiecare motor cu secundă. Ca și demonstrație, am deschis partea de robinet, am deschis clapeta de la horn. Acesta, în funcție de cum sunt condițiile de temperatură, dacă este viteză, dacă este ploaie, senzorul de vânt și de ploaie coordonează tot ce înseamnă și robinet și clapeta de la horn. În cazul în care este ploaie și partea de duză nu este foc, automat se oprește. După un timp, automatul respectiv, PLC-ul care controlează totul, verifică încă o dată și încearcă să dă drumul la tot ce înseamnă generator de sol.